Acest program conține plasare de produs. Bună seara, domnilor și domnilor! Bun găsit la AgroTV! Începe o nouă ediție a emisiunii Actualitatea la Raport. De data aceasta vom discuta despre agricultură. În urmă cu o lună, la Chișinău avea loc Congresul Republican al Fermierilor, unde veneau în jur de 600 de fermieri din partea Asociației Forța Fermierilor și din partea Federației Naționale a Fermierilor. Acolo au fost expuse toate problemele cu care se confruntă agricultorii din țară, soluțiile pe care au încercat să le identifice și pe care le-au propus autorităților și toate aceste lucruri trebuiau să găsească o rezolvare cu sprijinul autorităților. La acel congres a fost prezent și ministrul Agriculturii, care a luat cuvântul. Nu s-a făcut foarte bine înțeles, mai ales că au fost niște incidente, să zicem, acolo, au fost proteste din sală. În cele din urmă, după un dialog cu reprezentanții ministerului, fermierii au anunțat că vor ieși la proteste. Pe ultima sută de metri, înainte de protestele anunțate pentru 22 noiembrie, ministrul Agriculturii, domnul Bolea, a întins încă o mână de dialog fermierilor, pe care i-a invitat mâine, vineri, la Ministerul Agriculturii, la discuții înainte de anunțatele proteste. Pentru a discuta toate aceste lucruri, i-am invitat alături de mine pe domnul Iurie Păsat, vicepreședintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentară. Bună seara, domnule Păsat, și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Tot nouă ni s-a alăturat în studio și domnul Sergiu Ștefanco, fermier din Căușeni și membru al Asociației Forța Fermierilor. Domnule Ștefanco, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Bucuros să mă aflu în studio. Cu drag. Pentru prima dată. Haideți să începem direct cu subiectul pe care ni l-am propus astăzi. Mai întâi să facem o scurtă introducere. Cum a fost, cum s-a încheiat sezonul acesta agricol pentru fermieri din țară? Ca să facem puțină prezentare de ce sunt atâtea solicitări adresate de fermierii autorităților și ce solicitați de fapt reprezentanților ministerului? Domnul Ștefanco. Este atât de greu, nici de fi, mergând încoace la emisiune, mă gândeam cum succint să exprim situația din agricultură și mai ales în sudul Republicii Moldova, și nu numai în sud, că sunt mai multe zone afectate, ca să înțeleagă și conducerea țării în ce, puțin spus, dezastru se află toată agricultura. Deci așa dezastru n-a fost, eu nu țin minte. Și fermierii care mai în vârstă, la fel, dacă gospodăriile mari au început să aibă probleme, gospodării cu procesare au început să aibă probleme, închipuiți-vă în ce situație se află agricultorii mai mici, mai noi inițiați, cei care au activitate sub 10 ani. Este un dezastru total. Eu primesc mesaje zilnic de la fermieri din zona Cantemir, din zona Cahul. Atâtea presiuni care duc la distrugeri de familii, care duc la rupere de relații dintre prieteni. Sunt situații când fratele cu frate nu mai vorbește. Sunt situații când cumnații nu mai vorbesc. Adică rudele apropiate. Și o să explic de ce. Presiunile sunt atât de mari și cele mai mari presiuni vin, în primul rând, de la companiile de microcreditare. Fermierii noștri neexperimentați au mers, au creditat la ei. Și acolo există așa o noțiune, ca să iei credit trebuie să vină o persoană garant. Fugi de jusiune se numește. Și apelează la prieteni, apelează la rudele apropiate. Și acum 2022 a fost un dezastru când n-am avut recoltă, 2023 iarăși dezastru. Bineînțeles că se încep presiunile. Se încep presiunile și atunci se încep problemele. Pentru că și penalitățile sunt atât de mari încât un om simplu când ajunge acolo și este chemat în sala de judecată și se
spune cifrele care trebuie să le întoarcă ca penalitate, când el în viața lui nu a văzut așa bani, vă dați seama cum reacționează. Vă dați seama cum reacționează. Dar în spatele acestor afaceri stau ani grei de muncă. Sunt băieți care au venit de psihotare. Chiar unul mi-a scris în privat. Zice, Sergiu, am muncit 12 ani în Spania. 12 ani am muncit, am venit cu familia acasă, am venit, mi-am adus familia acasă, eu să fac agricultură la mine acasă. În 2021 am luat primul credit, am vrut să fac agricultură performantă. Am angajat tot, casă, masă, terenurile procurate, tehnica care am procurat-o. În 22 n-am fost capabil să achit, am reeșalonat, că noi am reeșalonat majoritatea. În 2023 a venit direct banca cu executorul și cel mai interesant lucru ce se întâmplă, nu i-a interesat tehnica care a procurat-o pe acest credit, dar terenurile. Primul lucru care îl impune să vândă e terenurile. Deci miza mare care se pune acum sunt terenurile, pentru că asta a mai rămas în țară la noi. Foarte corect au făcut polonezii. Înainte de integrarea în Uniunea Europeană, au pus moratoriu pe 30 de ani la vânzarea terenurilor la străini. Ce încurc statul acum să facă acest lucru? Aveți majoritate parlamentară. Da, unde vedeți să vin? Domnul Păzat, ce poate face statul pentru a-i ajuta pe fermieri în această perioadă dificilă? Pentru că, vedeți, seceta a provocat o recoltă sub așteptări sau absolut deloc, în unele locuri nu este recoltă, iar creditele trebuie plătite. Ce poate statul face pentru oamenii care au luat credite ca să lucreze pământul și care acum se văd în situația de a nu avea nici produse pe care să le comercializeze, nici bani pentru a plăti datoriile înapoi la bănci sau la societățile de microcreditare? Da, așa cum colegul a enunțat, este o situație foarte dificilă în sectorul agrar al Republicii Moldova. Sunt mai mulți factori. Principalii factori este războiul nedrept asupra țării vecine, care a dat peste cap tot sistemul logistic de export a cerealelor, care noi, ca țară, în imediata vecinătate cu Ucraina, am oferit coridor de solidaritate ca să poată exporta, fiindcă pe Marea Neagră nu se mai putea exporta, fiindcă acolo e război, nimeni nu risca. Noi am fost solidari cu poporul ucrainean, dar eu sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Stefan Coa. Ar trebui și comunitatea europeană, Uniunea Europeană, să fie solidari cu fermierii din Republica Moldova. Dacă în țările membre a Uniunii Europene se oferă subvenții, cu mult mai mari subvenții ca la producători agricoli din Republica Moldova, pentru diminuarea crizii, micșorării prețurilor la produsele agricole, să este suport din partea Uniunii Europene. Noi, Republica Moldova, care, cum am spus mai sus, am fost solidari, am acordat acest spațiu pentru a se face export. Prețurile mici, derizorii care sunt la moment, pur și simplu a dus la ceea ce a anunțat domnul Stefan Co, la falimentul multor agricultori, mai ales agricultori micro și mici. Și să explic de ce. Eu am avut multe întâlniri în localități. E clar că în localități rurale marea majoritate se ocupă mai mult sau mai puțin cu agricultura și toți sunt revoltați de situația creată. Dumneavoastră ați întrebat ce poate face statul. Statul conștientizat, orice oficial de tot rangul spune unison că într-adevăr este greu. Dar știți, eu fiind și primar, pot să aduc un exemplu de capacitatea financiară a oricărei localitate. Dacă în localitatea mea care am gestionat-o, toate colectările în buget sunt
până la 200.000 de lei, adică impozitele de pe pământ, ceva activități economici, din partea statului subvenționează, să spunem că când îi subvenționează, undeva la 4-5 milioane. Așa e cu toate satele din Republica Moldova. Ca un exemplu, Republica Moldova, bugetul țării e ca cât în paharul ăsta de apă. Dar necesitățile este de un pahar plin. E clar, aici domnul sunt Iure, și agricultorii, aici sunt și pensionari, sunt și profesorii. Vreau să vă pun o întrebare referitor la paharul. Puneți când să termin, domnul Ștefanco. Statul a venit în măsura posibilităților, atâta cât este în paharul acesta, atâta s-a putut permite. Acum, oficialii din Ministerul Agriculturii au făcut demersuri și solicitări către Comunitatea Uniunii Europene, către Comisia Europeană pe domeniul agricol, să susțină, într-adevăr, producătorii agricoli de Republica Moldova, ca să noi acum nu mai punem că să dezvoltăm agricultura, noi vrem să o salvăm, agricultura Republica Moldova. Fiindcă producătorii, cum am spus mai sus, micro și mici, gospodării țărănești care gestionează până la 100 de hectare, și ca să facă agricultură s-au creditat de la bănci și au procurat un tractor care costă la 500.000, dar tractorul fără utilaj nu face nimic cu dânsul. Toate utilajele la acest tractor încă 500.000, cel mai ieftin utilaj, așa că e 1.000.000 și cu ratele la bănci, cu dobânzile la bănci care se oferă de 14-18%, închipuiți-vă dumneavoastră că o gospodărie țărănească trebuie să achite dintr-un 1.000.000 care i-ai investit 180.000 minimum rata dobânzii, plus la asta și corp creditul, o parte din corp creditul, dacă a beneficiat pe un termen de 5 ani, se mai adaugă încă 200.000. Astea 380.000, anul acesta trebuie gospodăria țărănească care gestionează 100 de hectare, care noi nu mai spunem crisești, chiar spunem că unele zone au fost ploi și au fost producții relativ bunișică, care au scos 4 tone de grâu la hectar, demulțit la 2 lei, 2,20, 2,50, 10.000, se plătește plata de arendă la oameni, se plătește inputul care a fost foarte scump și noi suntem de acord cu motorina și îngășământul. El a ieșit pe zero. De unde se mai achite și porțiunea aceasta? Dar companiile mari, care și încă un moment, gospodăriile mici, procură foarte scump tot și vând foarte ieftin. Fiindcă nu-ți plătă tot tăva, acolo sunt niște socoteni. Haideți să ne întoarcem la solicitările formulate către Comisia Europeană. Ce răspuns ați primit de la Bruxelles la inițiativa noastră? Eu nu sunt la curent, n-am făcut solicitarea ca deputat, s-o făcut de către ministerie. Asta am înțeles. Dar ce răspuns a primit, încă nu au primit este autoritățile? Se precaută, fiindcă este o procedură și în Comunitatea Europeană, fiindcă noi nu suntem membri. Pentru țările membri și mai greu, tot greu ajung bani. Dar pentru Republica Moldova ca țară nemembră a Uniunii Europene este cu mult mai greu ca să primească. Totuși avem statut de țară candidată la Uniunea Europeană. Dar avem statut de țară candidată. Așteptăm anunțarea începerii negocierilor. Da, sperăm că să deschidem, să înceapă negocierile cu Uniunea Europeană pentru a adera. Asta va fi un compas foarte important pentru ca noi să avem de plină încredere că cale de întoarcere nu mai este. Atunci Uniunea Europeană să ne vadă cu alți ochi. Eu știu din discuțiile care le am cu colegii de la minister, Uniunea Europeană înțelege foarte bine că noi suntem într-o situație foarte, foarte dificilă. Ne ajută să depășăm situația din domeniul energetic. Acolo tot e un dezastru. Oamenii cu salarii de 8-10.000 de lei și pensioneri cu 2-3.000 de lei să facă față, ne-a acordat suport. Acum vine și suportul către agricultori. Sergiu spune că așa dezastru nu mai fost. Noi am avut un dezastru foarte mare, o secetă foarte, foarte mare în 2020 când am fost alături de voi. Inputuri ieftine. Și acum sunt tot alături de voi, Sergiu, și eu vă susțin de toate demersurile voastre, dar atunci de la hectar
pur și simplu zero s-o, s-o colectat. Anul trecut zero. A fost zero. Care a fost suportul statului? În 2020 a fost zero. Anul acesta cât de cât, chiar și dacă este 2 lei și 4 tone, alte zone, da, este zero mai a fost, mai, domnul Iurie Pasap, hai cât, să nu ne menținem societatea, zero a fost anul trecut, anul ăsta un pic. Domnul Ștefan Co, haideți să îl întrebăm și pe domnul Ștefan Co, pentru că dânsul a fost la Bruxelles și a stat de vorbă cu oficialii europeni, dacă nu mă înșel, chiar cu fostul comisar european pentru agricultură. Da, cu domnul Cioloș am participat. Ce ați discutat acolo cu oficialii europeni? Ce răspunsuri v-au dat la întrebările dumneavoastră? Deci în aprilie anul curent eu am participat din partea Forței Fermierilor, la invitația Forței Fermierilor din România, am participat împreună cu agricultorii din România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, am participat la un protest în, în fața Parlamentului European, după care au ieșit oficiale din fiecare țară, bineînțeles la noi n-a ieșit nimeni, m-am lipit și eu ca nimănui în discuția cu fermierii din România, cu domnul Cioloș. Și am pus întrebarea, ce se întâmplă cu Republica Moldova? Noi suntem țară cu statut de candidat, noi susținem Ucraina, colegii români, colegii polonești primesc suport din partea Uniunii Europene, ce se întâmplă cu fermierii din Republica Moldova? Pentru că noi deja, în primăvară, eram văzuți în prag de faliment. Noi eram în prag de faliment cu seceta care a fost în 2022, în care agricultorii n-au recoltat nimic. Și statul n-a intervenit cu nimic. Și dumnealui a spus, noi am alocat două tranșe, dar noi nu putem interveni în actul de guvernare de la Chișinău și să dăm indicații unde trebuie să fie direcționați bani. Iată, 2 ani au trecut, intervenții nu s-au făcut absolut deloc în agricultură. Noi am propus, iată, trei de bază am propus, moratoriu. Acest moratoriu ar opri aceste penalități, moratoriu la calcularea penalităților la fermieri. Pentru că penalități, și domnul Iurie Pasat cunoaște destul de bine cum calculează companiile de microfinanțare și toate companiile, absolut, cum calculează penalitățile. Că ai de achitat, de exemplu, 1 milion și te trezești cu 1 milion penalitate. Adică fără limită penalități. Noi asta am cerut. Al doilea lucru, ce se privadă moratoriu. Reeșalonarea acestor credite. Vă spun ce s-a întâmplat cu reeșalonarea de anul trecut. Deci fermierii care au fost în dificultate de a achita creditele investiționale, care au crescut peste noapte, rata dobânzii, și acum o să vorbim și despre rata dobânzii, au fost reeșalonate toată suma pentru anul 2023, adică povara s-a mărit pe fermier, plus la asta, niciun fermier care a reeșalonat nu a primit un leu suport de la partenerii ăștia, așa numiți partenerii ăștia, banchierii ăștia. Un leu n-au primit. Și statistica anul 2022 a arătat extravenituri la bănci. Adică unde pe este, de o parte se face profit unde este din secetă și dintr-un an dezastros în agricultură. A urmat după 2022, iarăși un an de dezastru. Au fost zone în care iarăși nu s-a recoltat nimic, au fost zone care au recoltat slab. Cât poate să reziste agricultorul? Deci, la reeșalonare, dobânzile trebuie oprite. Plafonate. Oprite. Și al treilea factor care trebuie să influențeze moratoriu, asta e executările silite. Toate băncile acum, toate băncile, inclusiv cele de microfinanțare, toți creditorii s-au șmecherit și în contracte au introdus clauză. Acum nu mai mergi prin proces de judecat care le poți întinde pe ani de zile, se merge direct prin curtea de arbitraj, care în 2 săptămâni îți dă rezoluția definitorie, care nu mai poți o ataci nicăieri, și vine cu executorul și eliberează titlul executorului încă 1 săptămână, 3 săptămâni, 1 lună de zile. Și este executat silit. Și atunci vin toți creditorii și trag toți din fermierul acesta și fermierul ăsta rămâne cu nimic. După ani grei de activitate, el rămâne cu nimic. Iată ce împiedică statul să intervină. Nu am cerut bani. Deci nu sunt bani aici. Nu e cerință care trebuie bani. Comisia Situației Excepționale poate să facă lucrul ăsta. Al doilea moment.
Este vorba despre fondul de subvenționare, care discutăm noi atât de mult, de 1.900.000. Iată, noi în zona de sud cam nu am investit în ultimii ani, n-am avut de unde investi. De ce nu, să nu fie alocat plata la hectar? Plata la hectar, care ar da o mână de ajutor fermierilor aflați în dificultate. Aștia sunt bani reali care te duci și discuți cu creditor și spui, uite, eu o să am din casat atâta și, uite, în februarie, în martie o să-ți dau bani. Pentru că se primește că fondul subvenționare la noi este post-investițional și cei care au bani și investesc, tot ce ei sunt susținuți de către stat. Ce facem cu toată zona de sud? Ce facem cu toată zona de sud? Și a treilea, este vorba despre așa numită situație creată cu Ucraina. Noi înțelegem destul de bine situația din Ucraina. S-a negociat de către Ministrul Agriculturii și Ministrul Agriculturii a Ucrainei, li s-a dat calea ferată, să exporte pe calea ferată. Noi am cerut câteva luni să oprească tranzitul pe calea terestră. Sau cel puțin să le dea o vamă din nordul Moldovei, pe care poate să tranziteze. Adică un pic să limităm, ca să putem noi să vindem producția noastră la un preț mai bun decât el este oferit. Pentru că prețul în Republica Moldova este cu 40% mai mic decât în România. Și vă explic de ce. Pentru că vama moldovinească procesează de la 160 la 200 de camioane în 24 de ore. Vama românească, din păcate, procesează 40 de camioane, maxim 50 de camioane. Și atât aici ar trebui să duc să intervină. Și eu înțeleg pe colegii din România de ce se face acest lucru, pentru că din astea 200 de camioane, 150 sunt ucrainești. Se poate face ceva în acest sens, domnule Păsar? Trei lucruri care nu necesită bani. Nu sunt la buget. Se pot lua măsuri în acest sens, fără să fie nevoie de bani de la buget pentru a-i ajuta pe fermieri? E vorba de decizii privind, iată, tranzitul terestru al cerealelor din Ucraina. E vorba de decizii privind moratoriul asupra penalităților impuse de bănci și societăți de microcreditare. E vorba de moratoriu pe executarea silită a datornicilor. Nimic nu e imposibil. Numai prin discuții se va găsi și ieșirea din situația creată. Acum, referitor la băncile comerciale și la băncile de microfinanțare, care au acordat credite, statul nu poate interveni în politica de acordare a băncilor. Eu nu știu dacă în alte țări sunt exemple care să le putem noi ca stat să le urmăm, unde poate interveni statul în politica bancară, una la mână. A doilea. Și poate suntem face, în situație de urgență, totuși. Da, poate CSE-ul ar putea să ia decizii în acest sens. Impunerea unui moratoriu, nu cred că... Și poate face statul. Eu am înțeles că mâine să aveți o discuție cu domnul prim-ministru. Eu cred că dumnealui are... Cu ministrul agriculturii. Cu ministrul agriculturii. Ministrul agriculturii, da. Tot face parte din guvern. Cred că domnul ministru agriculturii să aibă și unele răspunsuri la solicitări respective, fiindcă dumnealui tot le cunoaște. Și spune Sergiu de plata directă per hectar, care este pilar răspândit în Comunitatea Uniunii Europene. Și dacă Uniunea Europeană a decis să acorde așa tip de subvenții ca plată directă per hectar, din perspectiva dumnealor, ar trebui implementat și Republica Moldova. Deci în Republica Moldova mă întorc chiar la pahar cu apă. Noi avem în jur de 2 milioane de teren agricol. Noi la moment avem aproape 2 miliarde de lei în fondul acesta. Da, fondul de susținere de subvenționare. Și când facem o matematică, nu ies 1.000 de lei de hectar. Fără ca să mai susțin și un sector. Tot fondul se duce pur și simplu dacă e... Preț. În fiecare, în orice țară din Republica Moldova, din Uniunea Europeană, pur și simplu cât de bogată n-ar fi țara, plata directă per hectar nu poate să o asume nici o țară. Per hectar vine din bugetul Comisiei Europene. Independență de țară și de politicile lor.
La noi ar putea să fie, și eu banalizând, făcând, asta e părerea mea personală, că ar trebui pe hectare de susținut gospodăriile țărănești care dețin până la 100 de hectare. Care sunt mai mari, pot să facă dezvoltare, poate să inițieze și alte afaceri de procesare a producției agricole. Deci cei care dețin mai mult de 100 de hectare, da, pun într-o căruț cu cei care sunt agro-holdinguri. Dar aceștia care până la 100, Sergiu, până la 100 de hectare, eu am explicat o leacă mai sus, cu exemplu, cu producătorul agricol care are 100 de hectare și a procurat tractor de 1 milion, eu acum să fiu în locul la producătorul agricol, eu nu m-aș aventura să procur tractor și utilajă, dar dacă beneficiam de vreo 3.000 de lei la hectar, aveam 300 de mii, făceam un contract cu Sergiu, dacă are un tehnic performant, care eu nu mi-o pot permite cu 100 de hectare, ar face un contract de prestări servicii. E clar că nu ne-ar ajunge aceste 3.000 de lei pentru tot ciclul tehnologic de prelucrare al pământului. Dar făcând un contract din producția care o livrez, și-ar fi o ieșire din situație și nu om îngloda pur și simplu marea armată de gospodării țărănești. Este o variantă ca acești producători care dețin, eu am spus un exemplu până la 100, noi putem să discutăm, să nu poată beneficia de alte subvenții. Tu ai de ales. Alegi partea asta cu per hectar sau momental de depășit până și eu am aderat la Uniunea Europeană, unde să putem să ne beneficia din fondurile astea din partea Comisiei, care se pot oferi per hectar. Fiindcă noi chiar fermierii spun, trebuie de dublat fondul de sustenere. Noi am făcut un calcul cu forța fermierilor, da. Noi am făcut un calcul, da. Din 2 calcul de astea. Noi am cerut acolo 1 miliard să fie alocat ca compensație plată la hectar. Acolo trebuie să fie, acolo trebuie să, nu 2 milioane de hectare. Noi am spus fie plafonat până la 3, fața gestionată până la 3.000 de hectare. Plus coeficienți aplicați la pe zone de afectate și așa mai departe. Și iese 1.500 de lei la hectar. Aștia sunt bani reali care fermierii care gestionează până la 3.000 de hectare pot să-i primească. Și astea sunt bani reali. Dar așa noi mergem pe sistemul ăsta de subvenționare mai departe. Noi o să ajutăm pe cei care au bani și au investesc, tot pe cei să-i ajutăm. Dar zonele afectate și cei aflați în dificultate, îi lăsăm de izbeliște. Noi discutăm ca să salvăm ramura pentru anul 2024. Și să ajungem la integrarea europeană. Până la integrarea europeană 90% din fermieri o să falimenteze. Ei deja falimentează. Despre ce vorbim noi acum de integrarea europeană și așa mai departe. Acum mă întorc la ceea ce s-a spus, că statul nu poate interveni în activitatea băncilor. În 2020 noi am avut, și dumneavoastră ați participat împreună, întâlniri cu doamna președinte și banchieri. Cei care sunt curioși, intrați pe pagina oficială a președinției și o să vedeți cu ce s-au terminat aceste întâlniri. Întâlnirea s-a terminat cu că statul trebuie să aibă un fond de garantare în situații de calamități, în situații de criză. Eu din 2020 până în 2023 nu am auzit nicăieri, niciodată, niciun motiv de ce acest fond de garantare nu a fost creat. Pentru că dacă se crea acest fond de garantare, banchierii ne dădeau bani. Ei au bani. Portofoliul agricultorilor la bănci reprezintă 5%. E nimic pentru ei. Dar că statul trebuia să vină garanție. Ce avea de câștigat statul? Dintr-o mie de fermieri, că trebuia să fie niște criterii ca să aplice la acest fond de garantare, 100 nu puteau să întoarcă creditul. 900 de fermieri rezistau și mergeau mai departe. Banii ăștia toți erau băgați în circuitul economic. Banii ăștia nu-i puneau în dificultate și pe furnizorii de inputuri. Era o credibilitate, pentru că după noi, acum, nu după noi, dar odată cu noi, în dificultate se află furnizorii de inputuri. Și ei sunt impuși, condițiile contractuale externe impun ca ei să ia măsuri cu noi. Nu că ei vor, că ei ne înțeleg foarte bine, ei s-au aflat cu noi, au văzut ce am recoltat. Asta ce aici țin de fond de garantare. A doilea moment, de ce anul trecut, după întâlnirea cu Banca Națională, unde a fost prezent domnul Bolea, unde a fost domnul Trupcă, și noi am demonstrat
că creditele investiționale, deci s-a făcut o eroare, de către, o eroare gândită sau negândită de către guvernările precedente, dar a fost făcută în calculul formulei la dobânda bancară, a fost inclusă rata inflației. De ce au fost incluse creditele investiționale? Când noi luăm credite investiționale pe termen lung, noi luăm creditele ca să diminuăm rata inflației. De ce noi am fost nevoiți să ne-am trezit cei care am investit, cei care am riscat? Cum spuneți dumneavoastră, noi ne-am trezit cu milioane la bancă, mai mult, peste noapte. Și băncile nu au tolerat nimic absolut. Nu au tolerat nimic, nici un coeficient. De ce nu s-a intervenit? Iată aici trebuia Parlamentul să intervină. De ce nu s-a intervenit? De ce nu este creat în ultimii 3 ani de zile fondul de garantare? Noi nu suntem cei care călăie. Noi suntem cei care în 2023, primăvara anul 2023, agricultorii aveau înghețați bani la stat peste 12 miliarde. Adică noi, agricultorii, credităm statul, ca statul se poate achita la bugetar și așa mai departe. Dumneavoastră ați vorbit despre paharul acesta, despre bugetul statului. Dar cine sunt contribuabili reale în acest pahar? Vă spun eu. Sunt cei care trimit bani de peste hotare, nebunii care trimit bani de peste hotare. Și producătorii noștri. Dar noi suntem țara agrară, noi nu producem rachete. Deci banii reali vin nu de la bugetari, că ei, da, contribuie. Eu am avut o discuție cu un contabil care îmi spunea că ce vrei, Sergiu, că noi tot contribuim la bugetul de stat. Zic, dar banii tăi de unde vin? De la bugetul de stat? Adică cum ai luat într-un pahar de apă, ai bea un pic, ai folosit, mai rămâne. Dar banii reali vin de la producători. Dacă vorbim de sistemul de procesare, toți absolut, zici, noi trebuie să procesăm, noi nu trebuie să vindem materie primă. Nu o să dau nume. Verificați dumneavoastră, sunteți deputat. De ce companiile cu capital străin, și nu o să dau nume, o să vă dau nume după emisiune, cumpără materie primă cu 8% TVA și o vând procesat cu 8%. Dar a noștri autohtoni cumpără cu 8% și vând cu 20% și la fiecare sfârșit de lună sunt puși ca să achite diferența asta de 12%. Și în același timp ei trebuie să fie concurenți cu vecinii noștri. Dumneavoastră a spus corect, noi nu putem concura. Statul a liberalizat piața. Deci statul, dacă a liberalizat piața, este obligat, obligațiunea statului ca noi să ne creeze aceleași condiții ca la vecini. Ori să protejeze producătorul autohton. Iată, 3 ani au trecut, domnul Iuri. Care din aceste măsuri au fost făcute? Care? Una măcar. Fondul de subvenționare l-a smărit. Spuneți cât din el a plecat către apeleuri, către primării. În astea 1.900.000 au intrat și astea 200 de milioane care încă n-au intrat la noi. În astea au intrat subvențiile stinse abia pe anul 2022. Pe anul 2023 subvențiile, oamenii care au investit, nu au primit. Și dacă facem un calcul, 1.900.000 subvenții, asta 10 miliarde agricultori au investit în agricultură. 10 miliarde. I-au adus în economia națională. Asta e aportul agricultorilor care s-au ținut tot în lanț. În 2020 am avut o discuție cu o persoană care are un service, da? Schimbă cauciucuri la camioane. Și zice, Sergiu, în 2020 nu vinea nimeni să se apropie de mine. Deci schimbam unul, două cauciucuri. În 2021, când a fost bine la voi, eu nu reușeam să aduc cauciucuri, să încalț camioane. S-a ținut tot în lanț. Noi am avut cu ce achita transportatorii au plătit mai departe, toți au contribuit. Dar adică de bază sunt producătorii autohtoni. Noi vrem să facem procesare. Dați-ne voie. Măsuri. Pentru că dacă o să fie bine în agricultură și o să reziste, o să fie bine. Bine. Toată societatea ne critică acum. Așa face televiziunea. Așa face domnul ministru. Ce dăm noi? Vin companiile transnaționale. Vin companiile înregistrate în offshore. Știți care este diferența dintre un agricultor băștinaș și unul străin? După achitarea impozitului pe venit la buget, banii pleacă toți în offshore. Noi câți bani am face? Toți îi cheltuim aici, în circuitul economic. Iată despre ce vorbim. Măsuri, noi n-am cerut bani. Spuneți, iată, din cerințele noastre a forței fermierilor, dacă noi am cerut bani aici, se poate interveni. Uitați-vă care sunt cele mai... Statistica pe 2022. Top 10 companii care au făcut bani. Și pe cine au făcut bani? Ei, adică, fac bani, dar în același timp societatea suferă.
Noi suntem în faliment total. Și fermierii, și procesatorii, și tot. Vorbim de procesare, să ducem producții cu valoare adăugată. Ce putem concura noi cu vecinii noștri? Îi duci în supermarket, te crucești acolo ce vezi în supermarket ce se vinde. Ce se poate face? Ce să mai spun? Eu, pe rând, Sergiu, tu ai spus de voi de numărate ori spuneți că pierdem satele, localitățile, da, oamenii. Și a fost rău aici că prin intermediul agenției de intervenție și plăți am sunut anume localități rurale prin subvenționarea ca să-și procure anume locuitorii din sat să beneficieze de niște utilaje care să le fac niște servicii comunale în localități. La ce vă referiți exact? Aici unele, ne ducem spre proiectul unele, este unele, satul european. Nu de satul european. Dar asta a fost. Vorbesc, asta a fost. Satul european, nu satul european expres. În jur de 200 de milioane pentru ca să beneficieze prin intermediul agenției, administrațiile publice locale, pentru a procura un tractor cu un remorc, cu de cosât iarbă, nu știu cum îi spune la utilajul ăsta, cu țisternă de apă, să facă servicii tot oamenilor care sunt în localități rurale. Eu nu văd aici, dacă noi spunem că vrem să ținem la localități, noi pe intermediul ăsta și n-am putut să dăm altă parte decât am dat, fiindcă tot e tractor, tot e utilaj, l-am dat prin intermediul agenției de intervenție și plăți. Acum tu spuneai de procesare. Eu, dezastru în agricultură nu e de azi, nu e de ieri și nu e de 2 ani sau de 3 sau de 10. Încă Banca Mondială cu vreo 10-12 ani a spus că agricultura în Republica Moldova este la pământ. Nu poți tu să faci business cu agricultura asta, este pur și simplu o activitate agricolă, dar business în Republica Moldova, în agricultură nu poți face. Încă Banca Mondială a spus cu 10-12 ani. De o să mă întorc în anii de independență, când a fost programul Pământ și când s-a împărțit tot pământul agricol țăranilor, între o veselie bucuroși oamenii, sărbători eu, sau au beneficiat de cote echivalente de pământ, livadă, vie. Și în timpul ăsta, cât e sărbătoriu și erau în euforie asta câți proprietari de terenuri, Sergiu, spun așa niște șarlatani, că altfel nu pot să numi, trebuie să pui mâna pe toate fabricile, toate depozitele care au fost construite și acum urmează terenurile. Tot de pe spatele la oamenii care au muncit. Fiindcă în loc să primească 300-400 de rubli pe timpul respectiv, care acum avea să aibă niște pensii cât de cât, fiindcă să făceau calcule din 400 de rubli, nu din 80, așa le spunea atunci. Fiindcă părinții mei au lucrat în colhoz, le spune, dați, acum ați primit mai puțin, dar noi să facem fermă de vaci, să facem fermă de purcei, noi să facem fabrică de vină, să procesăm, să vinem vin și noi să trăim bine. Și mă întorc înapoi. Și în timpul acela când s-a împărțit pământul, au pus mâna și încă cum au pus, măcar nu au avut tupiu, măcar să cumpere de la oamenii ăștia respectiv să le dea vă câțiva bănuți acolo. Le-au născoșit niște bonuri patrimoniale, care eu eram tinerel atunci și părinții mei să fădeau în casă. A fost programul... Mama vrea să dea într-o companie bonul, da? Tatăl meu vrea în alta. Și era o sfadă între dâns și nu știu eu și până la urmă a fost mințit amândoi. Adică așa a fost mințit toată bine, asta nu știm. Acum ce facem? Suntem în 2023. Haideți să revenim totuși în prezent. Acum ce a fost mai interesant că după ora asta moldovnească, doi pași înainte și doi pași înapoi, tot s-o perendat. Când o luam spre Uniunea Europeană, se bloca ceva, vin eu cu cârnați două capii și cârnați de două rubli și până două capii și revigorarea colhozului înapoi, că la tăți de-am lișă pe ochi pământ și ala, fiindcă nu aveau salariu, nu aveau nimic, și-o întors proțap în partea asta. Și că noi ne-am bălășit e că 20 ceva de ani, 30 ceva de ani, e că ne bălășim în chestia asta. Dezvoltare țara asta nu a avut. Fiindcă toate
forțele astea politice, când vin eu la guvernare, aveau un scop. Cum să fure? Cineva o furat. Bine, acum de 3 ani aveți majoritate, cineva domnul Iurie. Ce s-a făcut concret? Acum, serio, pentru... iar îmi întorc paharul ăsta, că noi ne-am sutulă, e menționat acolo, menționat. Din păgăruțul ăsta, câtă apă este aici, s-au acordat aici 200 de milioane pentru compensarea la prima grupă, la produsele de prima grupă. În 2022, statul a avut extravenit în casări la TVA, extravenituri, pentru că, țineți minte, noi am discutat cu doamna Gavriliță, atunci a crescut. Știu că nu-ți place, când îți spunem că s-au alocat... Nu ați povestit ce s-a făcut 30 de ani, povestiți ce s-a făcut de 3 ani. Voi beneficiați acum de niște ajutoare. Asta nu, asta e mizer. Per hectar, la mizer, grupă, asta e nimic. Da, asta e nimic. E din păhăruțul ăsta. Nu e din păhăruțul ăsta, din munca noastră. Din aportul nostru agricultorilor, agriculturii, la stat. Eu v-am spus, nu arătați la păhăruțul ăsta, pentru că păhăruțul ăsta noi l-am împlut, agricultorii l-am împlut. Haideți să depășim păhăruțul. L-am umplut. Acum, când să trecem de paharul cu apă, să vedem ce se poate face. Uitați, domnul Ștefanco a spus de acest TVA în cont, 12 miliarde de lei. Ce se poate face ca acești bani să fie deblocați, să intre în circuitul economic? Noi am votat o lege cu câteva luni în urmă ca să le să poată să beneficieze de TVA-ul care este în cont pentru mai ușor să, din bani acumulați pe conturile dumnealor să-și poată achita impozitele care erau la moment. Iată, vă dau exemplu. Săptămâna trecută eu am întrebat contabila. Eu în gospodărie am peste 3 milioane de TVA și inspectoratul fiscal. Se precaută ca toată suma care este pe cont la fermier să se poată beneficia de toată suma. Din la 1 ianuarie 2024. Precaută și modalitatea respectivă. Bine, întoarcem înapoi la ceea ce a spus dumneavoastră. Despre satul european expres și așa mai departe. Nu, dumneavoastră a spus că ați luat din fonduri subvenționare și ați dat bani la administrația publică locală. Eu sunt dintr-o localitate unde în 1991 nu exista gaz, nu exista luminare stradală, nu exista internet, nu exista televiziune. În 1991, în satul de Baștina mea, existau 3500 de locuitori care erau toți, 99-90% erau antrenați în agricultură. Acum noi avem gaz, noi avem iluminare stradală, avem televiziune, avem internet, avem școală, avem grădiniță, avem biserică, avem stadion. Noi nu avem oameni, acolo sunt 400. Corect. Orice ați face, degeaba luați banii europeni și îngropați în satele europene a noastră. România și Ungaria și Bulgaria sunt membri de mulți ani de zile. Acolo sunt sate mai dezastroase ca la noi. Economia. Sergiu. Noi vorbim despre economie. Câți bani s-au europeni s-au băgat în economia Sergiu. Națională? Eu îți pun o întrebare. Dat așa, într-un viitor luminos, voi, adică nu că voi, nu mă refer, dar fermieri de Republica Moldova vor beneficia per hectar de 5.000 de lei la hectar, vor avea alte condiții de a face agricultură. Cum vedeți dumneavoastră că prin acordarea asta la 2-3 fermieri într-o localitate care deține tot pământul, că o să vie toți moldovenii de Piscotare și o să întoarcă înapoi la acele 3.500 de locuitori. Hai, te rog, spune. Atâta timp cât nu o să existe program clar de dezvoltare a agriculturii în satele, pentru că noi nu putem face altceva în sat. Doar agricultură. În sate, programul noi, care eu, eu personal concurs, sunt gata să investesc toți agricultori. Să faci un țarc asta e cooperare. Asta e vorba despre cooperare. Asta e vorba despre cooperative și cooperare. Cooperative, noi am văzut în România cooperative, la noi sunt colhozuri. Asta și spui tu, să facem un țarc din Republica Moldova, să-i aducem înapoi, nu poate să ducă nimeni în afara țării, așa cum a fost, să lucreze tot cu trei capiși. Nu. Cu trei capiși. Aici e problema. De ce ei pleacă scotare tineria? Pentru că noi cei care le dăm de lucru nu suntem capabili să le dăm salarii normale. Și noi rămânem, practic, nu avem lucrători. Deci, credeți că tineretul ăsta a plecat de bucurie în Europa și a lăsat părinții? Nu pot veni nici la mormântare la părinți. Aici discutăm despre un cerc vicios. Noi nu-i putem plăti. Cum dacă eu aș fi capabil să-i dau
măcar jumătate ce câștigă el în străinătate, el ar rămâne acasă. Dar noi nu putem, pentru că noi nu putem concura cu vecinii, pentru că noi deci nu avem aceleași condiții. Cel cu vicios, dacă Sergiu trebuie să vândă Floarea Soarelu ca să aibă profit cu 15 lei, nu, automat uleiul trebuie să fie 50 de lei. Dar potențialul de cumpărare a unui bătrân, la moment cu 2-3 mii de lei, nu poate. Ați atins și aici, ne doare pe noi. Floarea Soarelu vinem deja din ani de zile cu 5-6 lei. De ce uleiul este 30 și ceva de lei? Nu, lei a fost 50 și acum eu nu știu unde vezi. E 30 ceva de lei. 20. Nu. Haideți să nu vorbim. Nu. Da. Ce? Intrăm în supermarket și o să vă transmit în privat și o să vedeți că uleiul e sub 30 de lei. Sunt diferite companii care vând. Eu cel mai ieftin ulei. La piață e 18-20 de lei, e duci și cumpăr ulei. Vorbim de supermarketuri care ies cei mai mari vânzători în țară la noi. Nu vorbim de cei ce se vinde la piață fără factură, fără acte, fără nimic. Haideți să discutăm și despre subiectul protestelor anunțate de Forța Fermierilor și de Federația Națională a Fermierilor. Inițial, ele au fost anunțate pentru 22 noiembrie. Între timp a apărut această invitație la dialog a Ministrului Agriculturii, pe care înțeleg că o veți onora. Mâine veți merge la Ministerul Agriculturii? Nu vreau să spun ce s-a scris pe grup despre întâlnirea aceasta cu domnul Ministrul Agriculturii. Dumnealui de mult nu are credibilitate în rândul agricultorilor și mai ales în fața Forței Fermierilor, pentru că ne-a mințit, nu odată. Nu odată ne-a mințit și nu s-a ținut de cuvânt și nu a îndeplinit ce aici. Noi mergem la această întâlnire pentru a evita speculațiile că nu suntem dispuși la dialog. Noi suntem dispuși la dialog. Noi nu ne dorim aceste proteste, noi ne dorim ca să petrecem mai mult timp cu familia. Dar în cazul în care toate trei cerințe nu o să fie îndeplinit și astea sunt destul de real de îndeplinit. Și cum am discutat aici cu domnul Iuri Pasat, nu necesită bani și ele se pot face aceste, se pot îndeplini. Numai în acest caz o să fie oprit protestul. Dar domnul Iuri, vreau să vă spun că protestul care a fost în 2020 a fost apchioară pe lângă protestul care urmează. Statul și cei de la guvernare trebuie să înțeleagă că aici vin la protest, nu o să fim poate mulți, că la noi moldovenii sunt lași. La protestele precedente am participat 100 de fermieri, la beneficiat suportul pentru prima grupă și la motorină sunt peste 1500 de fermieri. Peste 1500 de fermieri. Adică dacă nu au avut nevoie de protest. De ce au avut nevoie de atât de bine în agricultură? De ce au depus la compensație? Trebuie să-i las pe cei aflați în dificultate. Și în special cei de la Drochia, o să-l transmit mesaj, care erau gata să iasă la protest și în ultima seară au renunțat. Dar i-am văzut pe liste pe toți. Și cei care au strâns și roade. Cel flămând nu-l înțelege pe cel sărac. Protestele o să fie cu totul altfel, pentru că băieții care o să vină aici, ei deja au pierdut tot. Au pierdut ani din viață. Eu personal, 16 ani din viață. Cu TVA la cont peste 3 milioane, eu risc să fiu dat la executare? Credeți că eu mai am ce pierde? Credeți că eu în 16 ani de zile am ținut, eu și membrii familiei am ținut cu cureaua strânsă că las clanul, las clanul? Eu nu am ce pierde. Nu, disperarea e foarte mare. Dar ceea ce a făcut domnul ministru al agriculturii, trebuie să-și asume. Eu n-am văzut, iată, clar, iată, nu vorbim. Noi toți în 2020 am luptat pentru schimbare. Noi am luptat, noi am ținut minte. Și poate să-mi scrie mesaje și în privat, și îmi scriu mesaje în privat pe cei care susțin actuala guvernare. Ca actuala guvernare să fie la conducere și să fie în așa mare măsură, eu am luat cu gaze pe prag la Parlament. Și acum sunt gata să mai iau o dată cu gaze la Parlament. Nu pentru că îmi place altă guvernare sau că nu, pentru că au trecut 3 ani și n-am văzut nicio mișcare și au mai rămas un an. Și noi suntem duși din nas. Prostiți. Măsuri clare care nu țin de bani. Măsuri de protejare. Iată, elementar. Discuții. Și când vii și discuți și demonstrează că tu, cel mai obișnuitor este pentru noi cei de reprezentanți de la Forța Fermierilor, vine să-ți ține lecții unul care nu a făcut nimic în viața lui.
Nimic nu a făcut în viața lui. Nu a avut o afacere. A stat mașoros la fiecare guvernare fotolie și tot s-a schimbat dintr-un fotoliu în altul. Sunt băieți foarte buni în actuala guvernare, dar sunt care habar n-au ce înseamnă să faci ceva în țara asta. Domnule Păsat, în 2020 erați și dumneavoastră alături de fermieri. Ce s-a schimbat de atunci? Da, eu am fost alături de fermieri, am protestat, am primit și eu gaz în fața Parlamentului, în față, și colegii de mei. Eu nu ascund factorul respectiv, eu de multe ori spun și mă regăsesc cu colegii la moment care îi fac agricultură, fiindcă eu înțeleg și înseamnă a face agricultură, mai ales în Republica Moldova. Da, protestul este o măsură de a-ți arăta dezacordul față de guvernare, de a-ți arăta neplăcerile și... Dar, Sergiu, eu cred că în prag de iarnă nu e cel mai bun moment ca voi să scoateți tehnica. În 2020 erați de altă părere. Tot în prag de iarnă am protestat. Până la anul nou. Nu, eu din perspectiva sărăciei care noi o spunem. Dacă tot trebuie era sărăcie, să mai pui pandemia era atunci. 100 de litri cu încă 2000 de lei să le piardă un agricultor în loc să prelucreze pe noi. Până la moment, noi după ce am pierdut tot. Eu din perspectiva aceasta, fiindcă noi n-am avut ploi, pământul nu s-a putut prelucra. Acum este un moment oportun. Am primit, Republica Moldova a fost, spun așa, o beneficiată de o ploaie foarte bună, se poate prelucra pământul, depus baza unei recolte bune pentru alt an. Eu cred că trebuie mai... Dar pentru cine spune baza, domnul Iuri? Pentru cine? Pentru creditorii care o să vină să ne ia tot sau care deja ne-au luat Sergiu, tot? Sergiu, tu trebuie să vezi în stat, în autoritățile statului, eu sunt unul din reprezentanții statului, să vedeți un partener. Noi nu suntem împotriva... Bine, unde a fost parteneriatul? Iată, 2 ani de dezastru. Eu unde a fost parteneriatul? Unde? Eu nu vreau să mai arăt acum la parul ăsta că e gol de amucutat. Noi sunt mai noi astea și... Dar noi n-am cerut bani. Noi am cerut bani în 3 măsuri. Noi am cerut bani... Cu ministru. Nu este persoana credibilă pentru noi. Nu este. Pentru mine personal această persoană nu mai este credibilă. Dumneavoastră țineți minte. Noi am avut o întâlnire când imediat dumnealui era în Parlament. Am avut întâlniri cu Forța Fermieră și Federația Națională a Fermierilor. Țineți minte discuția despre ministrul agriculturii. Dumnealui era în Parlament. Ne-a mințit atunci? Ne-a mințit. Noi n-am cerut să spunem ministru, noi am cerut ca să fie candidatura ministrului agriculturii discutată cu asociațiile fermieri, de fermieri. Sergiu. Nu s-a făcut lucrul ăsta, nemințit. Atunci, prima dată nemințit. Sergiu. Înțelegeți? Uite, mâine poate să vie, nu știu cine, Dumnezeu, ministrul Agriculturii Republica Moldova. Tu și crezi că schimbi radical, paharul ăsta se împli? Iată, automat 3 ani au trecut, ce s-a schimbat? Să spari bursa și să ridici și prețurile pe bursă la cereale. Nu, sunt măsuri care... tot oșcare... Ministrul Agriculturii. Nu, stați un pic. Noi când am discutat că se importă pro... respectiv tot de o torbă goală, tot de o mână de orie. Lucrurile nu se vor schimba peste noapte, asta este clar, însă anumite măsuri trebuie adoptate pentru a veni în sprijinul agricultorilor. Eu am văzut solicitările voastre, da, ele nu sunt din ca să ceară bani din buget, ca să nu mai să specule cineva că luăm dintr-o parte, dăm de la gura copiilor. Da. Eu cred că este loc de discuții. Iată astăzi, de ce nu să găsiți, fiindcă prin discuții să găsești. Dacă să vii cu tractorul, tot acolo să ajungi, tot la niște discuții. Pur și simplu, țăranul și ala și producătorul și ala agricolă să mai cheltui vă 3.000 de lei. Nu, lăsați să vii asta, cu tehnica. Lăsați. Nostalgia asta lăsați-o într-o parte. Noi ne asumăm riscurile și cheltuielile, dar discuții noi nu odată am avut. Noi am văzut atitudinea prim-ministrului când ne-a primit la ședință. Eu am văzut chiar și atitudinea de astăzi, care iată, în AgroTV ne-a oferit platou să discutăm de ce n-a venit președintele Comisiei pe Agricultură, care este în măsură să dea un răspuns, să-și asume niște... Dumnealui face campanie electorală. Domnul Bolea, la fel, niciodată nu participă în platou
la dezbateri cu fermieri, nu neapărat de la Forța Fermierilor. Dumnealui participă singur în platou de fiecare dată. Noi monitorizăm de 2 ani de zile și manipulează grosolan cu cifre. Manipulează toată discuția în platou. Ca să mă înțelegeți corect, eu nu am obiecții față de dumneavoastră personal, față de... Dar eu am obiecții și noi, fermierii, avem obiecții și am avut așteptări că ceva o să se schimbe. Noi înțelegem foarte bine că în 30 de ani nu s-a făcut, dar iată, vrem concret să știm ce s-a făcut în 3 ani. Iată, măsuri clare. Și noi, ați văzut, noi deja înțelegem, noi deja am venit, am discutat, am negociat și cu fermierii, că toți sunt în disperare. Iată, măsuri concrete ca să salvăm fermierii. Satul european și integrarea Uniunii Europeană, nimeni nu neagă, toți vrem acolo. Dar eu am spus-o și o spun încă o dată. Noi trebuie să ne integrăm pe modelul polonez, nu pe modelul fraților români. Din păcate, frații români, dacă discutați cu fermieri din România, sunt foarte dezamăgiți cum s-au integrat ei. Și au cedat interesul în detrimentul hotărârilor de la Bruxelles, în detrimentul interesului național. Polonezii au fost unicii care s-au apărat. Și unde sunt polonezii, unde sunt românii și unde mergem noi. Și cum mergem noi. Până la modalitatea de integrare în Uniunea Europeană, rămâne să vedem care vor fi rezultatele discuțiilor de mâine de la Ministerul Agriculturii între reprezentanții fermierilor și reprezentanții autorităților. Stimați invitați, din păcate, timpul alocat emisiunii a ajuns la final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și pentru discuțiile pe care le-am purtat. Să sperăm că mâine veți avea parte de o discuție fructuoasă cu Ministrul Agriculturii. Noi vom urmări acest eveniment, să vedem ce se va întâmpla, dacă reprezentanții fermierilor vor organiza protestele așa cum au anunțat în 22 noiembrie sau dacă vor oferi o mână de vor profita de această invitație la dialog lansată de Ministrul Agriculturii și probabil vor obține măcar o parte dintre solicitările pe care le-au formulat. Alături de mine în studio, vă reamintesc, a fost domnul Iurie Păsat, vicepreședintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, și domnul Sergiu Ștefanco, fermier din Căușeni și membru al Asociației Forța Fermierilor. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Actualitatea la Raport. Până atunci, numai bine, la revedere!